mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Dacă simți că urăști pe toată lumea, mănâncă ceva. Dacă simți că toată lumea te urăște, culcă-te. Dacă simți că te urăști pe tine, fă un duș. Și dacă simți că toată lumea urăște pe toată lumea, ești la o plimbare în aer liber. Mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Ce faci, Simioane? Mi-a ieșit dintele. Ți-a ieșit dintele? Uh-huh. Acum? De când ai venit aici? Ba nu, când am venit să mă măseluță. Și ți-a adus ceva? Sau doar ți-a luat dintele și s-a ușit? 10 lei. Bun. Putea fi mai generoasă. Da, lasă, data viitoare primești dublu. Da, ai strâns bani ceva? Ai... Am 33. Cât ai? 34. 33 sau 34? Că trebuie să știm. 33-34. 33-34, ce? De bănuți. De bănuți, lei, nu? Da. Tu ești Darius, nu? Da. De unde ești tu? Din Brăila. Din Brăila? Aha. Și ce aveți voi la Brăila frumos? În afară din Nicu Alifantis, ce aveți? Pe bunicii mei. Bunicii tăi? Uh-huh. Cântă frumos? Mă ajută să mănânc, să... Te ajută să mănânci? Da, să fac toate treburile. Ce treabă ai tu toată ziua? Mă joc, îl ajut pe fratele meu, Denis. Să mai bine zic Andrei, că nu-mi place Denis. Dar și cheamă Andrei sau zici tu așa? O zi zice Andrei, o dată David. El cheamă și Denis Andrei. Da? Și cum îi mai spui tu lui? Ce porecle ai mai dat? Nu știu. Cum îl mai ai tu? Cum îi mai zici? Băi... Pișpirică. Pișpirică? Și e mai mic decât tine? Nu. Câți ani are? E un an și două luni. Un an și două luni? Și am 6. Vai, deci e mai mare decât tine. Da, e. Merge și singur în picioare până la pași, la tati și la mami. Păi, de mine. Dar de unde vine numele ăsta Darius? Cine ți-a dat numele? Dumnezeu. Da? El are o listă așa de nume și hotărăște, ia mă uit da, la tine. Tu ai față de Darius. Darius să rămână. Așa crezi că face? Uh-huh. I-a întrebat și pe părinți dacă e ok? Ei sunt mulțumiți cu numele tău? Mhm. Bun. Te rog, acum, eu am niște puteri speciale. Că de asta sunt aici. Și am forță. Tu ai forță, eu am forța minții. Ia pune mâna la mușchi. Da, hai. Pune și aici. Oho! Puternic! Dar de unde ai forța asta? Am mâncat spanac, ciorbă, supă, supă de găluște și legume. Da? Dar cine este acel puternic care mănâncă spanac? Că ai amintit de spanac, dacă tu știi răspunsul la întrebarea asta, că nu prea ai de unde să știi. Cine mănâncă spanac și are mușchi? Am văzut pe TikTok la mami că spanacul mănâncă porci. Porci mistreți. Asta era răspunsul. Exact asta am vrut să aflu. Da. Că am văzut că zice pop. Apa! Ți-o șopti mami un pic? Și mami... Da, să nu cumva să zici ceva greșit. Nu, nu, nu. Nu, dar nu zic. Nu. Păi de-aia să fii exemplar. Lasă, că aia am observat de când ai. De-aia și tu ai căzut sau așa ai freza? Așa da? Sau ai venit pe motocicletă și ai stat cu casca într-o parte? Ba nu, da. Mami mi-a făcut capul ăsta de mistreț. Da, ar trebui să sper că nu e coafeză. Are țepi. Mami? Ba nu, eu. Ah, tu ai țepi. Ah, da. Da, destul de... Cu ce s-a? Cu gem? Cu bere? Cu ce? Ba nu cu gem, cu gel. Ah, cu, da, de prune? Nu de pune, de... A, de cireșa mare. De cireșe. Mm-hmm. Da. Bun, ce voiam să te întreb? Tu ai zis că ai forță. Eu am o forță a minții pe care o folosesc, în special în legătura cu copiii.
Și știi ce... ce legume mănânci? Spanac... Eu mănânc foarte mult, foarte multe hesperide subtropicale. Și de asta... Anuzul. Da. Hesperide. Mai, și alea tropicale, dar mai rar, ca alea în grașă. Știi? În rest, ești bine? Ești... îți place la grădiniță, la școală, la ce ești? Sunt la, în clasa 0. În clasa 0? Da. Te descurci bine pentru clasa 0. Uh-huh. Bun. Hai să mutăm puțin. Ce? Colegii mei sunt... să joacă frumos, să sunt colegii mei. Eu mă joc cu ei frumos, fac lecții, mărânc. Printre activitățile am înțeles care e principala și astea mai sunt altele. Da. Doar că colegii mei vorbesc frumos. Da, spre deosebire de tine. Da. Da. Bun, revenim la puterea mea. Că tot da, mă cunoști? Normal, ești Darius. Nu m-am uitat la tine la televizor? Când erai acasă? M-am uitat și pe telefon la tine. Vezi? Și eu, eu nu mă uitam la tine? Da. Ai văzut? Păi, normal să te cunosc. Ți-am făcut și cu mâna, am dat cea. Da. Dar de ce mă minți? Eu n-am văzut nimic. Nu e tu, eu am făcut. Da. Nu, normal. Tu ai stat așa. Știi cum e vorba? Ca curca în lemne. Te uitai la mine, pe telefon. Tot. Știi cum se uită curca în lemne când stă așa în fața lemnului și se uită? Deci și face și așa. Cum? Nu, lasă, nu mai imita, că am înțeles. Iade, eu când mă uit la tine pot să-mi dau seama că nu ai o singură... Asta e de la prima replică pe care am avut-o de acolo. Da. Și pe mine am apucat câteodată. Auzi, fii atent! Eu știu că tu ai 11, adică știu, intuiesc așa, 11... mușchi. Nu. 11... Iui. 11 iubite. E adevărat? Da. Se pare foarte normal, așa, foarte fresc. Da. Da. Tu povestește-mi puțin cum le cheamă pe iubitele tale. Catrinelă Gloria. Asta e una. Asta e principala cu activitatea despre care am... Catrinelă e cea mai... E cea mai iubită mare și frumoasă. Da. Mai departe. Cine e neiubită? Pe... Eu le invit. Bun, zi-mi pe care le iubești. Pe asta cu... Pe Catrinel. Bravo. Mai departe. Care sunt celelalte 10? Amalia este mică, nu-mi place de ea, că are și piciorul și de la picuță, are și ea. Mă rog, nu cred. Evelina, cum e? E frumoasă, e sexy. Da, mai departe. Anisia, cum e? Dar cum o știi pe Anisia? Eu știu tot. Tot? Tot. Vezi că știu? Ce simți tu când ești îndrăgostit? De mami, de tati, de... Păi nu, de la fete mă refer, la fetele alea. La fete? Da, când ești îndrăgostit, ce simți? Nimic. Ce sentiment ai? Ce nimic trăire? Simt. Hm? Nu simt nimic, nu-mi place de fete. Mie îmi place mai mult de mami, de tati. Ai frumos, că e familia ta, e normal. Dar de unde vine dragostea? De la Dumnezeu. Frumos. Da, chiar de acolo. Dar ai auzit de Cupidon? Mare pișicher. Cine este pișcotul ăla? E cam așa, cam așa. Se ocupă cu lucruri, știi, se bagă el, da, are o săgeată. Dar are dubă. Are și dubă. Are Cupidon, are și dubă, îi bagă în dubă pe vieții următorii soți. Îi strânge la oaltă și îi instruiește, vedeți că v-am tras cu săgeata, gata, ăștia sunteți. Bun, hai să facem așa. Hai să-ți dau un premiu. Vrei un premiu? Uh-huh. Hai să-ți dau un premiu. Uite, ne uităm acolo și se învârte o roată.
vedem. Un set de box. Oh, cred că ți se potrivește. Așa mai vii de acasă. Bine ați venit. Ai oftat? Bine ați venit la dezbaterea secolului. Astăzi vom discuta alături de Catalea și Maria. Vom discuta despre viața sănătoasă sau mai puțin sănătoasă. Depinde de alegerile fiecăruia dintre noi. Da. Acum, tu știi pe cineva care fumează? Cunoști pe cineva? Nu. Tu știi pe cineva care fumează? Dar pe mama mea. Aolea. Și fratele meu, mama mea, încă l-am mai văzut, încă l-am mai auzit pe unchiul că se certa că fumează, iar n-am auzit. Acum de data asta. Cine? Mihnea. Nu s-a lăsat. Să știi că și eu mai am un prieten în care îl cheamă Mihnea. Așa. Și fumează? Nu fumează, el e humidez. Și vezi că și mama lui mai are încă un bebeluș de la mic. Și ăla fumează? Nu fumează. Bebelușii nu fumează. Bun. E o idee de la care putem pleca. De ce când sunt mici copiii nu fumează și părinții le spun nu fumați că este rău, că vă face rău la sănătate, la păi dezvoltare, da, la creier. Și părinții fumează. Asta nu pot să înțeleg. Uite, părinții tăi zis că nu fumează deloc. Nici sora mea mai mică, Emma, nu fumează pentru că ea e foarte mică. Eva face 3 ani și Emma de-abia a făcut 2 ani. Da. Și nu, după aia n-ai prins o fumând, te ascuns, nu? Nu, că a fumează de față ele cu tine. Două, Emma și cu Eva nu fumează deloc, că sunt mici. Dar când fumează mama, când fumează? La ce oră? Dimineața sau seara? Fumează în mașină. Te-a spus. Te-a spus. De cine se ascunde? Fumează și încă și afară. Dar tati fumează doar seara sau și dimineața? Și seara și dimineața. Și seara și dimineața, amândoi. Bun, deci fumează amândoi. Da. Și ce simți tu când îi vezi pe părinții tăi că fumează? Nu simt nimic în pieptul meu. Eu doar mai fac niște formații de alea și fac sport de dimineață cu Sofie. Părinții tăi fac sport? Păi nu. Fumează și nu fac sport? Tu ce zici de treaba asta? Mama ta face sport, nu? Uh-huh. Are cantere niște de alea cu greutăți și facem împreună seara. Eu mă antrenez mai mult decât ea. Și cum se înțelege sportul cu fumatul? Păi mami, am insistat în ea foarte, foarte mult și ea se lasă, nu mai fumează. Nu mai fumează mult, dar a spus că din ce în ce mai mult nu o să mai fumeze deloc. Mm-hmm. Că mi-a promis. Știu că ți-a promis și ți-a promis să... Și promisiunea e promisiune. Exact, trebuie să ne ținem de cuvânt. Altfel ești un mincinos în care nu poți avea încredere. Exact. Dar dacă mie îmi face plăcere să fumez, de exemplu? E treaba lui mami. Nu a mea. Că fumez eu nu-i treaba lui mami. Dar dacă se zice că mie îmi face plăcere să fumez, la ce mă încurcă? Cu ce? Nimic, e treaba ta. Ce mama, știi ce fumează? Fumează la aparat. Aparat de ăla. Aparat. Și tatea știi ce bea? Ce? Bea numai cafea și zice că e rău și odată știi ce a făcut? A lăsat-o pe Emma afară și s-a dus singur. A intrat acolo înăuntru, în casa mare, că mai am încă o casă făcută și a intrat singură. Și tata, mama, când s-a dus la moșu, a venit de la moșu și apoi știi ce a făcut? L-a găsit pe tata galben la față. Și tensiunea s-a jucat cu portocale, cu astea. Cu lămâie!
cu lămâie, pardon, că le găsea portocaliu, da, corect, bravo, mulțumesc. S-a jucat cu lămâie, cu coș de lămâie, nu, a gătit nu, ceva nu, sau ce? Nu, nu, l-a găsit chiar galben și... I-a sărit turmericul în față, ce? Ba nu, când poema a intrat în găsămare și l-a găsit galben la față pentru că el nu se joacă niciodată. Nu glumește, îi crestea tensiunea. Mamă, i-a crescut tensiunea în jos. În sus? Păi atunci era roșu. În jos? Exact. Și mai mult, mie știi ce îmi place să fac? Mm. Să colorez, care să pictez, că sunt pictorițe. Și știi ce vreau să mă fac când mai fi mare? Da, eviți culoarea galbenă. Da. Dar știi ce vreau să mă fac când mai face mare? Mm. Make-up, ca mama. Știi ce înseamnă asta? Ce? Înseamnă să... Să te gâdilă pleoapa. Să machiez? Adică, nu, să machiez. Așa, bravo! Bravo, că ne-ai lămurit! Că eu, na, dacă nu știu ce e make-up, înseamnă a machia, da? A machia și mie îmi place să mă rujez mereu cu strugurel. Dar ăsta e un obicei sănătos, machiajul? Da. Serios? E sănătos pentru piele? Pentru... Păi nu, tu ce părere ai? E sănătos machiajul? O să suci și după aia se face urâtă. Da, dar nu e suficient de sănătos. Mama își dă cu ten ca să nu mai se vadă alunele de pe aici. Dar de ce? Că-s frumoase alunele și-s gustoase. Alunele de pe față, zici. Dar alunele... Dar alunele, alunițele, adică sunt frumoase, nu sunt chiar alune. Da, da. Dar să știi că... Semn de frumusețe, așa se spune. Deci machiajul e sănătos sau nu? Nu e. Nu e. Bun, am hotărât. Deci, te mai faci make-up, artist? Mai bine mă fac să pictez, pe față cu... Pe față. Da, cu acid. Da, deci te poți face make-up artist. Da. Atâta vreme cât... se întâmplă asta, mă rog, tu pot, cine are, alege o viață nesănătoasă, se poate face zilnic pe față cu ce vrea. Dar tu ar trebui să înveți. Rar, la ocazii speciale. Nu? Ești de acord cu mine? Bine. Și eu sunt de acord cu tine. Și eu mă machiez foarte rar. O dată dimineața și o dată seara. Dar să știi că tata... Doar atât. Să știi că tata nu mă machiază deloc. Tata nu vrea. Dar mama machiază toate alea și pe mine odată m-a machiat. Da, da, trebuie să-și facă în mâna. M-am șters. Foarte bine. Alimentație. Vă place mâncarea grasă așa cu grăsime? Nu, nu. Mie nu-mi place grăsimea. Dar e bună. Nici mie nu-mi place grăsimea, doar lui Sofie, că e grăsuță ea. Dar cine-i Sofie? Sofie, verișoara mea, e mai mare, are... Și pe verișoara mea o cheamă Sofie. Na, ca să vedeți. Dar nu-i fain să mănânci așa cârnați, mici, ceapă de porc și... Mie îmi plac doar mici și cârnații. Și mie îmi plac mici și cârnații, păi, dar îmi place bune, mai nu? mult ca... Dar îmi place și mie un pic grăsimea, dar nu atât de multă. Mie nu-mi place deloc. Da, că legumele, ce să mănânci la legume? Legume și mie îmi place. Care? De la ciorbă. De la ciorbă? Dar nu, că ciorba nu face atât rău. Da, da, știi că eu am fost la doctor, dacă nu mănânc, dacă sunt așa slabă, mă duce la doctor și îmi face analize de îți toate analize, alea da? Cu ciorbică, că n-am vrut să mănânc și acum trebuie să mănânc, că îmi face analize. Dar nu de la ciorbă, mă. Ciorba nu face atât rău. Verișoara mea nu mănâncă deloc fructe și legume, nu mănâncă mâncare, mănâncă numai dulciuri. Asta ce spui tu că e? Viață sănătoasă? Nu. Păi și cum face? Tu mănânci dulciuri? Că eu nu mănânc atât de multe, eu mănânc doar jeleu fără zahăr. Jeleu fără zahăr? De aia din fructe. Și părinții tăi nu fumează, din ce am înțeles? Nu fumează. Da. Doar fumează doar dimineața. Mm-hmm. Și seara puțin. Seara mama nu, nici tata. Doar dimineața. Dar astăzi m-am trezit, știi cum? M-am trezit de dimineață, de ce? Oare că m-ai chemat tu de dimineață? Poate ai avut gândurile astea, știi, te zici.
Eu m-am trezit deci singură. Tu te lași de fumat, nu mai fumezi, da? Nu mai fumez, eu nu fumez nici nimic, nici altceva. Fii atentă, uite-te la camera aia, pentru că timpul trece repede. Da. Spune, eu nu o să fumez niciodată. Eu nu o să fumez niciodată. Bun, tu? Vă sfătuiesc să nu fumați niciodată. Nu... Ca să fiți mai sănătoși, mai bine, nu vă apucați deloc. Bun, și promite-și tu la cameră că nu o să fumezi niciodată. Eu nu o să fumez nici într-un milion de ani. Așa să fie. Eu să mă apuc sau nu? Nu! Interzis! Așa încheiem această rubrică frumoasă, vă mulțumesc. Roțile cașcaval? Roțile să folosesc la mașină. Ca să-și placă șoricei în mașini. Poate pentru când se strică cauciucă să-l înlocuiești cu o brânză. Roțile de cașcaval? N-am nimic. La ce se folosesc? Poți să le folosești paste. Pentru că acasă meargă mai repede. La avioane? Roțile de cașcaval. La să te înfugi în ele dacă au gropi. Roțile de cașcaval? Păi și alea se mănâncă. Cine să știe mai multe despre lume și viață dacă nu copiii? Eu îi aștept la casting sau ce au de spus. Intrați pe copiii.ro și completați formularul de contact. De la mine, o seară cât mai bună. Ciao! Data viitoare la Copiii Spun. Sora mea are 22 de ani. Mulți înainte să fie sănătoasă! Te-ai bucurat când s-a născut? Eu 22. Nu mi-ai explica, da sau nu? Nu! Nu te-ai bucurat! Vă înțelegeți bine? Da. Păi atunci cum să nu te bucuri, mă, de ea? Mă bucur, m-am bucurat că n-am cunoscut-o, adică exact. Când eram bebeluș. Exact, și s-a născut ea. Atunci când eu am citit anatomie și am terminat toată cartea de anatomie, eu am văzut că trebuie să faci mereu, dar mereu, dar mereu sport. Adică eu fac aproape în fiecare zi fotbal. Bravo!